Doctorul Eduard Cernat este chirurg ortoped traumatolog cu competențe în chirurgia genunchiului și chirurgia lombo-pelviană. Este absolvent al Unității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, iar după 6 ani de rezidențiat a devenit medic specialist și ulterior medic primar în ortopedie și traumatologie. A lucrat câțiva ani în străinătate. În Anglia a profesat ca specialist în ortopedie într-un spital de renume internațional, Royal London Hospital. Iar în Belgia a efectuat intervenții chirurgicale cu o durată de până la 12 ore. Reîntors în țară, medicul a activat la Spitalul Militar Central, dar și în sistemul privat ca ortoped, realizând atât unele dintre cele mai dificile și complexe intervenții chirurgicale, cum ar fi revizia unei operații anterioare sau chirurgia de anvergură la nivelul bazinului, cât și proteze de șold, de genunchi sau de umăr. Protezarea este adesea necesară și știm că în România există un program de protezare. În câte din intervențiile pe care le aveți este necesară protezarea și cum stăm la capitolul proteze? Avem, nu avem, există listă de așteptare? N-aș vrea să detaliez foarte mult pentru că e un subiect delicat. Cu siguranță se poate mai bine. Asta vă pot confirma. Există și liste de așteptare, există și un număr limitat, din păcate, de implanturi disponibile și toate astea corelate cu faptul că pacienții de multe ori au dureri semnificative, complică foarte mult ecuația. Ce pot să vă spun 100% este că se poate mult mai bine. Adică lista de așteptare e foarte lungă? Este foarte lungă, dar nu e vorba numai de faptul că e foarte lungă. E vorba că un pacient cu artroză care este decompensată și în puseu are dureri severe. Același pacient cu artroză care poate a fost menegeriată din timp, ținută sub observație, cu aceeași artroză radiologică, poate să fie funcțională. Și atunci presiunea de a fi protezat rapid nu e atât de mare. E o ecuație foarte complicată. Nu există un răspuns simplu la întrebarea asta, dar pot să vă spun că se poate mai bine. Revenind la sistemul privat din România, sunt și pacienți care apelează pentru intervenții și proteze la sistemul privat, la spitalele, clinicile private. Foarte cât, mulți. Cât costă o astfel de proteză și, să zicem, hai să luăm niște exemple concrete, de șold sau de femur sau și în cât timp le este rezolvată problema? Costurile derivă din factura pe care spitalul o înaintează pacientului și costul implanturilor. Costurile implanturilor sunt aceleași. Firmele de profil sunt prezente în România. Majoritatea firmelor mari la nivel internațional sunt prezente și prețul implanturilor nu diferă. Fie că sunt achiziționate de un spital public prin programul național, fie că sunt achiziționate de un spital privat sau de pacient. Prețurile, în principiu, sunt aceleași cu mici variații. Deci costul se formează din factura implantului și din factura pe care spitalul o taie către pacient. Nu încerc să vă spun sume, pentru că e foarte delicat. Adică eu, de exemplu, în discuția pe care am cu spitalul, știu că spitalizarea pacientului va fi mică, pentru că fac o prioritate din asta. Fac o prioritate din hemostază, din analgezie, fac o prioritate din mobilizarea precoce. Vă dați seama că e foarte diferită factura pentru un pacient care stă internat 2 zile față de factura pentru un pacient care stă internat 5 zile. Și nu există un răspuns. Și n-aș putea să vă spun, mai ales că nu ține de mine. Adică orice spital își creează factura în funcție de foarte mulți factori. Contează personalul care e plătit, contează timpul la bloc operator pe care îl petrece pacientul.
Pentru că operația poate să dureze o oră, poate să dureze trei ore. Pentru spital e diferit. Pentru că rulajul la bloc operator îi asigură un venit și în funcție de asta serviciul financiar poate să arate flexibilitate sau nu. Da. Sunt și pacienți care vin cu sau vor să-și cumpere proteza singur, mă rog, la sfatul medicului și proteza respectivă să fie implantată la stat? În departamentul în care eu lucrez nu se întâmplă asta de foarte mulți ani de zile. Și cred că e calea corectă. În primul rând există limitări din partea Casei Naționale de Asigurări, atât timp cât rulează un program național de asigurări, există niște limitări legale ca pacientul să achiziționeze implantul respectiv. Nu știu dacă în alte departamente funcționează sau nu, dar în departamentul spitalului public în care eu activez, nu se întâmplă lucrul ăsta. Probabil că presiunea ar fi fost un pic mai mică dacă se întâmpla. Da. Deci nu se întâmplă acolo unde lucrez eu. Da. În spitalul public există o factură care, v-am spus, cuprinde și prețul implantului și deci, cu alte cuvinte, pacientul așteaptă până îi vine rândul la implant dacă vrea să-și facă intervenția la stat și nu are bani pentru privat.